Pe scenă au urcat interpreții de muzică populară de la noi și din România. Este vorba despre Lidia Bejenaru, Nicolae Glib, Ion Paladi, Nicolae Ciubotaru, Daniela Condurache, Nicu Iordan, Mariana Ionescu și Benone Sinulescu. La concert a fost prezent șeful statului Nicolae Timofti, dar și al doilea președinte al țării, Petru Lucinski. Dar ne bucurăm foarte mult că l-avem pe Bodgros, îi dai Dumnezeu sănătate, știu că se mai întâmplă, că el prea mult lucrează. Da. Dar ne bucură cu muzica lui, ne prezintă aici, în țară, în lume și îi dorim succes. Publicul din sală a rămas încântat de spectacolul prezentat de orchestra Lăutarii. Eu cred că pentru concertele lui Nicolae Bodgros deja acest mare palat e mic. Cred eu că nu este ungheraș în țara asta care să nu-l iubească, să nu-l aprecieze la justa lui valoare. Este un mare maestru, este un frate al nostru, este tatăl muzicii populare a Republicii Moldova. Toată stima și tot respectul și la mulți ani îi dorim din partea românilor și a moldovenilor de peste Prut. Muzica lor e ca mama mea. Deci un sentiment de dragoste și de plăcere, sentiment de iubire până la capăt. Potrivit presei, maestrul Nicolae Bodgros a avut nevoie de ajutorul medicilor înainte de concert din cauza unor agenți de pază ai președintelui Nicolae Timofti care l-ar fi insultat.